ZI DE DOLIU ÎN MUZICA ROMÂNĂ A murit Florin Apostol Florina Apostol, cunoscutul cântăreț care și-a făcut debutul la festivalul de la Mamaia în anul 1988, unde a obținut premiul pentru cea mai bună interpretare, a încetat din viață la vârsta de 58 de ani. Toți cei care l-au cunoscut și apreciat pe cântăreț îl plână acum și sunt în Doliu. Doliu în lumea muzicii din România. A murit Florina Apostol Este zi de doliu în lumea muzicii din România. Florina Postol, eleva lui George Nazis la Școala Populară de Artă, s-a stins din viața astăzi, la vârsta de 58 de ani. După apariția sa la festivalul de la Mamaia, melodia sa emblematică, Ce frumoasă e marea, l-a transformat într-o vedetă, beneficiind de o largă expunere prin intermediul radiului și televiziunii. Acesta a fost solist la Teatrul Alexandru Davila din Pitesti, alături de mari nume ale muzicii ușoare, precum Ileana și Pioteanu și Daniel Iordăchioaie. În ultimii ani, Florina Postol a îndeplinit și rolul de manager la UNAT, Uniunea Națională a Artiștilor din România. De altfel, faimosul cântăreț a avut încercări mai puțin reușite de a se lansa ca organizator de evenimente muzicale cu artiști internaționali. Artistul s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Florin Apostol a colaborat cu Mădălina Manole și a susținut numeroase concerte, însă celebrul cântăreț s-a retras din activitatea concertistică în ultimii doi ani din cauza unor grave probleme de sănătate. Cu patru ani în urmă, cântărețul a suferit pierderea casei sale într-un incendiu devastator, iar întreaga sa avere a fost redusă la cenușă. La acea vreme, un grup de prieteni din industria artistică, printre care Corina Chiriac, Monica Angel, Luminița Angel, Dida Drăgan, Mirabela Dauer, Gabriel Dorobanțu și Ovidiu Comornic, s-au unit într-o campanie muzicală cu scopul de a strânge fonduri în sprijinul lui.